Soție, să le lipești pe ușa dormitorului, ca atunci când intri în dormitor să vezi ce soț deosebit ai. Da. Înțelegeți voi mai mult decât spun. Înțeleg soțiile, sigur că înțeleg mai mult decât spun. E foarte important să dezvoltăm acele calități în viața partenerului nostru. Că dezvoltând acele calități. Încet, încet, celelalte pe care le vedem noi ca neajunsuri, ca defecte, nu mai au atâta putere încât să ne îndemne la ceartă. După care, le mai spun ceva. Sunt realist. Scrieți pe o hârtie cinci lucruri care ar mai trebui îndreptate la soțul meu, la soția mea. Dar nu mi le arătați mie, că nu vreau să le știu. Luați-l pe primul dintre ele și fără să vă reproșați unul altuia, și le dau exemplul acesta, poate că îl știți sau l-ați mai auzit, să spunem, de exemplu, că soțul tău sau viitorul tău să ți e un pic mai dezordonat și își lasă hainele de la ușă până în dormitor, bucătărie, pe hol, peste tot. Și, -și spui, dragul meu, uite, lucrul ăsta nu-mi place, că nu e niciunul perfect de aici, nu suntem perfecții, dragii mei. Așa s-a dus cineva, le spunea și la frații ieri, o soră care zicea care are darul prorociei, a dus la păstor și a zis, frate păstor, slavă Domnului că am văzut, zice, de la Domnul mi-a dat o descoperire că din biserica asta, cât e de mare, numai două persoane vor fi mântuite, tu și eu. Nu suntem perfecții fiecare dintre noi suntem perfectibili. Fiecare dintre noi mai avem de schimbat câte ceva. Și îi spui odată, uite, dragul meu, lucrul ăsta ar trebui să-l mai îndrepti. După care, fii conștientă, fii conștient de faptul că tu nu-l poți schimba pe celălalt. Dumnezeu este cel ce ne schimbă. După care începi să te rogi. Și dacă peste o lună vezi că hainele de pe hol au dispărut, deja a făcut un progres dacă au rămas numai în bucătărie, în sufragerie, în dormitor și în baie. Și dacă peste încă o lună vezi că au dispărut și din sufragerie, za slavă Domnului, soțul meu se îndreaptă. Da? Și tot așa progresiv. Și după ce 90% din primul punct s-a rezolvat, a abia apoi trece la al doilea punct. Acum eu știu familii care ia și a luat un carnețel. Și nu cinci. O umplu jumătate din el și îi le citește de fiecare dată. De când s-o căsătorit? Uite câte mi-ai greșit. Unul. Și după ce îi citește epistola, lui vine să se tot ducă. Da? Fraților, dacă așa ar face Dumnezeu cu noi, ce ar fi de noi? ce s-ar alege de viața noastră. Când Dumnezeu ne iartă, când Dumnezeu ne atrage atenția, o face atât de delicat, încât se drag să-L mai auzi pe Domnul vorbind a doua oară. Eu m-am mirat și m au impresionat foarte mult. O singură privire a fost suficientă a Domnului să-și dea seama Petru Că a greșit. Ca păcătuit. Nu reproș, nu insultă. Când și-a întors Mântuitorul privirile spre Petru care se lepădase de el, și-a adus aminte. Pentru că noi comunicăm, dragii mei, și prin felul în care ne privim soții și soțiile. Citesc în ochii noștri, dacă e mânie, sau dacă e dragoste sau dacă e înțelegere se citește fără cuvinte ia seama și să iau o seama la cum privesc pentru că dragii mei nu ceea ce spunem noi este foarte important ci ceea ce suntem noi este cel mai important ceea ce suntem Strigă mai tare decât ceea ce spunem. Copiii noștri, cei din jurul nostru, nu se vor uita atât de mult la ceea ce spunem noi, ci la ceea ce suntem noi. Știți cum a zis Domnul să fim noi? Cum ar trebui să învățăm să fim? Isus a spus așa: Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Dragi surori, dragi frați, dacă găsiți o soție, un soț blând, nu e așa că e ușor de iubit. Nu e așa că o astfel de persoană e foarte plăcut să stai în casă. Dar cum te știe, blând sau mânios? Sau irascibil? Dacă încă mai suntem și mai păstrăm urme de felul acesta, știți, Dumnezeu ne trece uneori prin încercări, nu atât de dragul încercărilor, cum îi face plăcere lui Dumnezeu să ne treacă pe noi prin încercări, ci ca să ne arate în mijlocul încercării ce gunoaie avem noi în inimă. Când mașina merge pe stradă și apeși tare pe accelerație și scoate un fum negru, zici, domnule, motorul ăsta are probleme. Când e pusă sub presiune viața ta și viața mea, și scoate fum negru în loc de cuvinte frumoase și de pace și liniște în mijlocul furtunii, viața aia are probleme, motorul ăla are probleme, familia are probleme. Înțelegeți ce spun? Să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. Dumnezeu ne ajută să, și ne scoate asta din viața noastră clerivială, să ne dăm seama cât de mult mai avem nevoie să ne schimbăm noi, să fim asemenea Domnului Isus Hristos, să fim asemenea Fiului Său. Isus a fost persoana cea mai ușor de iubit din Univers. Pentru că El n-a trăit pentru sine. A trăit pentru alții. A fost cea mai fericită persoană din Univers. Pentru că fericirea adevărată nu stă în a primi, ci în a da. În a oferi. Fericirea adevărată și pacea și mulțumirea sufletească nu este când primesc, ci când dau, ci când ofer. La toate nivelele. La toate nivelele. Astea sunt valorile răsturnate ale noastre, ale creștinilor. Ca să fii mare, trebuie să te faci mic. Ca să fii sus, trebuie să te faci slujitorul tuturor. Ca să fii bogat, trebuie să oferi. Astea sunt valorile noastre în care credem. Ca în valorile familiale. Ca să fii iubit, trebuie să iubești. Că El ne-a iubit mai întâi și de aceea îl iubim noi pe El. Că ne-a iubit pe când nu meritam. Glorie lui. Glorie lui. Că ne-a iubit pe când nu meritam. De aceea, dacă îl iubesc sau iubești fără să merite, încep să mă asemăn cu el. Încep să te asemăn cu el. Că uneori în familie sunt și situații de felul acesta. Nu merită să fie iubit. Nu merită să fie iubită. Dar o iubesc. Pentru că așa m-a învățat Isus. Și iubirea, biruie întotdeauna. Că e Iisus Hristos, a Lui să fie slava. Deci, locul de muncă, apoi, al doilea rând, ascultați-mă bine, este slujba din biserică. Fraților, că mă mai chemați, că nu mă mai chemați, să mă ierte, frate. Nu există creștin pe pământ, adevărat care să nu aibă nicio slujbă în biserică. Asta este o contradicție de termen. Creștin înseamnă slujitor. Stăpânul ne dă la toți talanți. E adevărat că la unui de cinci. E adevărat că la unui de doi. E adevărat că la unii îi dă doar câte unul. Dar nu veți găsi niciodată în via Domnului pe cineva care să n-aibă niciun, niciun talent din partea stăpânului. Iar dacă tu îți îngropi talentul, le spun lor, dacă tu cânți în cor, cânți în fanfară, cânți în orchestră sau mergi în vizită la bolnav, doar până te căsătorești, că așa se întâmplă cu unele familii, și după aia te retragi cu totul din slujba Domnului, tu dovedești prin asta că de fapt Intenția ta n-a fost să slujești pe Domnul, ci să-ți găsești un partener de viață. Un grup de tineri din lume povesteau între ei și spune unul celuilalt, auzi, celorlalți, vine vremea să mă însor, dar știi ceva? Eu nu vreau să-mi iau orice fată. Eu vreau să-mi iau o fată credincioasă, curată, fecioară asta vreau eu. Celălalt o zis, tu, un stricat ca tine să o fată fecioară? Dar unul dintre ei a zis, măi, eu știi cam pe unde să ar găsi o fată din asta de care cauți tu. Că mi-aduc aminte că atunci când eram copil, mai mergeam și eu pe la biserică. Și știu că acolo în biserică fetele sunt curate, sunt caste. Se păstrează curate până la căsătorie. Acolo la pocăiți, dacă te duci, acolo găsești ceea ce cauți tu. Și-o zis el, da, o fac și pe asta, numai să-mi iau o fată fecioară. s dus la pocăiți. O văzut corul cântând frumos, fetele din cor frumoase, toate care cântă în cor sunt frumoase, da. inclusiv soția mea care cântă în cor. E frumoasă, da. Au pus ochii pe una. Au zis, aici rămân. Na, ce trebuie să fac să mă pot căsători cu ea? L-au întrebat pe cel ce fusese dată pe la biserică. Păi, dacă vrei să te căsătorești cu ea, tu trebuie să te botezi în apă. Tu trebuie să te faci membru în biserica aia. Tu trebuie să mergi la păstor ca un om spiritual și să-i spui, uite, frate păstor, m-am pocăit, m-am botezat în apă, aș vrea să mă însor, uite, m-am gândit la fata cu tare, că atunci ești pare în fața păstorului și mai spiritual. Așa fac, zice, și așa au făcut. Dar e caz real, nu nu, glume. Am vorbit cu păstorul la care s-a întâmplat. l au povestit în Sebastian, la noi, la o seară de botez în apă. Poveste întâmplarea asta. E vorba de fratele Talpus din Zalău. El mi-a povestit întâmplarea asta. S-a dus, s-a botezat în apă, s-a dus la păstor și a spus, uite frate păstor, am văzut fata aia frumoasă, m-am gândit să mă căsătoresc cu ea, dacă e și ea de acord. S-a dus la fată, Eu propus, fata nu a zis nu, au urmat perioada dinainte de căsătorie și nunta. Nunta în biserică, frumos, el și-a jucat așa de bine rolul, de nimeni nu l-a descoperit. Pentru că oamenii ne mai pot înșela și pe noi păstorii, ne pot înșela oamenii. Dar pe Dumnezeu, pe Dumnezeu nu îl înșală nimeni. Nu îl înșală nimeni pe Dumnezeu, stați liniștit. Există în Scriptură un principiu al semănatului și al seceratului. Și principiul ăsta spune așa, Sămânța pe care o pun în pământ, este de același fel cu sămânța pe care o recoltez. Adică pun în pământ grâu și nu recoltez cartofi. Tot grâu recoltez. Sămânța pe care o pun în pământ, o pun în ascuns, nu o vede nimeni, dar când iese la suprafață, recolta e vizibilă. În pământ pun o singură semânță. și la suprafață iese un spic Adică să puțin și se cer mult. Acum asta e valabil și pentru fapte bune, dar și pentru cele rele. Semeni vânt, culegi furtună. Semeni un bine, culegi mai mult bine. Și omul ăsta au crezut că poate să schimbe legile acestea lui Dumnezeu. Poate să semene el în pământ nelegiuire și viclinie și să semene puritate, să se cere puritate și sfințenie. Dar Dumnezeu o știu lucrul ăsta. Și se întorc acasă de la nuntă cei doi. Și intră în casă, obosiți, extenuați, după nunta ce a avut loc și după masa, și spune tânărului tinerei, draga mea, până aici să nu te mai aud de azi înainte că mă chem vreodată la biserică. Scopul meu să vin în biserică a fost doar să pun mâna pe o fată cinstită, curată și fecioară. Și eu au zis, stai liniștit, nu te frământa pe tare, că și eu de-aia m-am dus la biserică. <răzări> Nici eu nu mai duc la biserică. Caz real. Pentru că ce semeni? Aceea se cer. Ce semeni? Noi zicem că înșelăm pe oameni. Ne înșelăm pe noi înșine, surori. Că mai devreme sau mai târziu. Deci există în China un fel de bambus care are niște proprietăți foarte interesante. Un bambus care crește aproape 30 de metri în înălțime. Și bambusul ăsta este semănat acum. Și în fiecare zi, în fiecare zi fermierul este obligat să ude semănătura. O săptămână, o lună, un an, doi, trei, patru, cinci ani la rând. După cinci ani de zile, sămânța încolțește. În 28 de zile, așa crește de mult, că ajunge la 30 de metri înălțime bambusul. Dar cinci ani de zile nu s-a văzut nimic. Dacă o singură zi nu era udat, sămânța fie nu mai încolțea niciodată, fie încolțea, dar nu se mai dezvolta normal. Dacă era mai multe zile la rând neudat, se usca cu totul. Avea nevoie permanent de apă. Semănă acum și se cer peste ani de zile. Știți, în Biblie este scris următorul cuvânt care pe mine m-a îngrozit. Când Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise pe muntele Sinai, zice așa Sfânta Scriptură, când l-a pus în crăpătura stâncii și l-a văzut pe Dumnezeu de la spate, o zis, eu sunt Domnul Dumnezeu cel plin de milă și de îndurare, iert fără de legea și păcatul. Și o mai zis ceva acolo dar nu socotesc pe cel vinovat, drept, nevinovat. Cum adică, Domnul? Doar au trecut 20 de ani de când am mințit pe cineva. Dacă o trecut vremea, vremea nu, e, nu spală păcatul. Știți ce spală păcatul și o spunem noi la fiecare cină? Ce spală păcatul, fraților? Sângele lui Isus. Știi când îți spală sângele lui Isus păcatul? Când ne pocăim. Când ne pocăim. Deci dacă ne pocăim și reparăm greșeala, reparăm răul pe care l-am făcut, atunci ne iartă Dumnezeu. Că a citit în Scriptură întâmplarea de pe vremea împăratului David. A fost o secetă mare, o foamete. Și David îl întreabă pe Domnul, Doamne, dar ce se întâmplă? Că David avea o relație foarte apropiată cu Domnul. Și Domnul zice, mi-aduc aminte că pe vremea lui Saul și-a pus în gând Saul să-i omoră pe gabaoniți Și din cauza aceea, că oamenii aceia au rămas în suferință, nedreptățiți, abuzați de atâta vreme. Crezi că dacă am făcut un abuz, o nedreptate, Dumnezeu tace? Că a trecut 10 ani de atunci, nu tace Dumnezeu. Dacă vreau să văd și dacă vrei să vezi fața lui Dumnezeu, trebuie să mă duc să îndrept rău. Și țara a primit din nou ploaie numai după ce David a îndreptat rău. Așa cum au cerut ceilalți. Este foarte important, frași și surori, să slujim Domnului, că de la asta am plecat. Să slujim Domnului fiecare în locul în care ne-a chemat Dumnezeu. Sunt locuri la ordine, rugăciune pentru biserică, pentru slujitori. O, oh, ce afectate sunt familiile slujitorilor! Dumneavoastră credeți că nouă ne este ușor când ne urcăm. Acum eu vă spun pentru că vin și plec și Dumnezeu... Uitați-vă pe, pe internet, pe site-ul bisericii noastre. Biserica este sub asediu, ca și familia astăzi. Deavolul vrea să împrăștie, să nimicească. Prin harul Domnului și harul Lui ne ține la oaltă și biserica este plină și în București uneori nu mai avem locuri pe scaune, e o biserică mare, e cea mai mare din zona de sud a țării. Dar asta e numai harul lui Dumnezeu. Credeți că diavolul nu vrea să distrugă tot ce e sfânt și tot ce e bun și să ne îndepărteze de Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu nu îngăduie peste noi să treacă, știți, în Isaia, scrie uh, prorocul Isaia, o întâmplare prin Duhul Sfânt, mă apropiu de încheiere imediat, o întâmplare și spune așa, măzărica se trăie cu leasa, chimenul se bate cu nuiaua, dar peste grâu trebuie să treacă roata carului. Și uneori Dumnezeu îngăduie peste unii din slujitorii lui să treacă roata carului, să-l zdrobească în încercare, pentru că apoi cel ieșit din încercare să poată să fie o unealtă bună în mâna Domnului, să poată să slujească Domnului. Dragii mei, binecuvântarea în casa dumneavoastră îi dată de Dumnezeu și când tu și eu mă ocup de lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu se ocupă de problemele mele. Amin? Credeți asta, frați și surori? Spun celor doi tineri și spun familiilor care sunt căsătorite. Implicați-vă în lucrarea lui Dumnezeu. Nu știu cum, nu știu unde. Știu că Dumnezeu are pentru fiecare cel puțin un talent. Și Dumnezeu se va îngriji de tine și de viitorul tău. Pentru că e slujitorul lui, pentru că e slujitoarea lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Mă opresc aici. Continuăm după pauză. Dar înainte de asta, mă, mă scuzi. Să închei cu consilierea premaritală, că încă sunt acolo. Le spun celor doi tineri, aveți grijă, aveți grijă, ce loc ocupă părinții în viața voastră. Părinților, ascultați-mă cu atenție. Copiii, după ce se căsătoresc, nu mai sunt datori să vă asculte. Sunt datori doar să vă respecte, nu să vă asculte. Copiii sunt datori să vă respecte, nu să vă asculte. Și le spun celor doi tineri, când aveți o neînțelegere între voi, nu vă sfătuiesc să mergeți la părinții voștri. Mergeți la un om al lui Dumnezeu dacă nu aveți soluție pentru neînțelegerea voastră. De ce? La oricare din părinți v-ați duce. Celălalt partener va crede că este subiectiv părintele. Va zice, da, e tatăl tău, e mama ta. Și de aia ți-a dat sfatul ăsta. Da, e tatăl a tău, a mama ta. Mergeți la o persoană neutră dacă aveți neapărat nevoie de asta, de un sfat din partea celorlalți. Dar nu le țineți în voi, dragii mei, că au apărut între doi tineri căsătoriți de doi ani de zile niște probleme. Și le-am spus, dragii mei, dragi tineri, nu vă duceți de unul singur, tu sau ea, la ceea ce organizează serviciul, team building. Și din București s-au dus la Sinaia, o dată, de două ori, de trei ori s-a dus ea și a patra ori a venit cu altul acasă, nu cu soțul ei. Și era pocăită și credincioasă. Mergeți împreună sau nu mergeți deloc. Și dacă pentru asta vă dă afară, să fiți dați afară, că e mai importantă familia decât jobul. Cineva să zică amin. amin. E mai importantă familia decât jobul. Amin? amin? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.